Altfel, nu e nicio șansă. Domnul și domnilor, urmăriți o ediție specială în direct pe Antena 1 și Antena 3. Rezultatul alegerilor prezidențiale din 2014 va fi difuzat în doar câteva minute la posturile noastre de televiziune. Sigur, trebuie să vă spunem, doamnelor și domnilor, că noi în acest moment avem rezultate. Nu le putem difuza însă decât la ora 21. Avem niște rezultate extrem de interesante care păstrează suspansul. Dar având în vedere, Mihai și stimați telespectatori, acuratețea dovedită a acestui exit poll la primul tur de scrutin, avem în această seară să vă prezentăm o poză, ciudat, așa încât putem doar poza să vă prezentăm, nu putem ști ce se întâmplă pe dedesubt, pentru că niciun exit sau ulterior nu poate măsura așa ceva. Cine va fi președintele României? Cine este cel care este ales de români? Vom afla scurtă vreme. Rezultatele exit poll-ului Sociopol, ce va fi discutat la cifrele noastre de televiziune, cuprinde atât diaspora, însă în momentul acesta nu avem rezultatele finale, pentru că exit poll-ul are, în mod evident, o întârziere de 2 ore. Ceea ce vom vedea noi sunt rezultatele strânse de Victor Ponta, 50,9%. Claus Iohannis, 49,1%. Cu precizarea că sunt datele pe ora 19, doamnelor și doamnelor. Dar și estimări din diaspora, da? Sunt și estimări din diaspora, conțin și estimările din diaspora. 50,9% Victor Ponta. 49,1% Claus Iohannis. În momentul acesta, cele două staffuri se pregătesc să facă declarații de presă. Vom încerca să ascultăm, să urmărim tot ceea ce se întâmplă important la sediile celor doi candidați care în momentul acesta mare decât în primul tur de scrutin. Dar, repet, nu s-au încheiat încă votarea, mai ales în diaspora, unde procesul poate să dureze cu o oră sau chiar cu două ore peste momentul în care se închide aici unele români. Vă vom spune cum difuzează și celelalte posturi de televiziune rezultatele exit poll-ului, însă vă reamintim că cel mai important exit poll, cel mai larg desfășurat în România, este cel sociopat, cum membrii staffurilor. Votul a decurs fenomenal. O prezență enormă astăzi la vot. Vă mulțumesc tuturor că ați ieșit să votați președintele României.